Salut, stupare din Republica Moldova și nu numai. Astăzi suntem în data de 2 mai, zi de miercuri. Au trecut 4 zile de când am făcut starterul și trebuie să îl controlăm dacă nu au tras boci, dacă nu au avut larve din ce trage bocile și a le înlătura. Totodată o să facem două fântânițe pentru a introduce mai târziu ramele port-boci. Albina este foarte multe, se vede și pe pereții stupului. În stupul dat, după cum am spus, trebuie să ne rămână 8 rame, 2 cu hrană și 6 cu puiet căpăcit. Prima ramă e plină cu hrană. Partea asta, vedem, albinele au tras boci de pe puietul de trânturi. Toate bocile sunt nimicite. Introducem rama la loc. Mai departe merg ramele cu puiet. Sunt 6 la număr. Vedem ce s-a întâmplat și pe ele. Pe rama dată pe o parte și pe alta avem o singură botcă. O nimicim aici și aici. Tot din puiet de trânturi tras. Facem lucrul acesta pentru că când o să introducem larvele din cutia, în cupolile din cutia Nicot, albinele să nu mai aibă nicio fel de șansă să tragă boci din altă sursă, din alte ouă. Avem și aici boci, tot din puiet de trânturi. Ne uităm foarte bine să nu fie deloc. Nu se văd mai multe. Încă o ramă. Găsim și aici boci, le înlăturăm. Sunt boci pentru măci de salvare, din care iese măci de salvare, dar albinarii știu, stuparii știu că sunt de cea mai proastă calitate. Chiar și dacă o să ne uităm într-o botcă de felul ăsta, să vedem că bocile sunt căpăcite, dar în trânsele nu există lăptișor de matcă deloc. Dacă o desfacem, vedem larva și e uscat totul, nu e nimic, nici un gram de lăptișor de matcă, nici o picătură măcar. Toate sunt la fel. În cutia Nicot, măcile se pasă în cutia Nicot, o să vedem că măcile eclozionează și în cupole mai rămâne încă lăptișor, nu-l folosesc în întregime. Rama dată avem, tot așa trase boci din puiet de trânturi, din ouă de nefecundate. E clar lucru, familia încearcă să se salveze Tragi din tot ce are. Următoarea. Din cauza asta, starterul se face cu 10 zile înainte de a începe a crește măci. Anul acesta, dacă a venit salcâmul așa repede peste noi, din cauza asta am schimbat ramele din alt stup să fac treaba mai în grabă. Am terminat și rama 5, ultima ramă cu puiet. Pe rama dată nu se vede deloc. E bine. Vedem și rama de acoperire. Rama de acoperire e plină cu miere. Mai departe facem operația următoare. Punem rama de acoperire cu miere, două rame cu puiet. Lăsăm o fântâniță pentru o ramă. Punem încă două rame cu puiet. Iarăși o fântâniță lăsăm, iarăși două rame puiet și ultima ramă de acoperire cu hrană. Starterul e gata de lucru. Îl închidem, îl lăsăm pentru 2 ore să se liniștească, după aceea introducem bocile la creștere deja. Au trecut și cele 2 ore de când am organizat starterul, am făcut fântânițele în starter. De acum este ziua a 4-a de când au luat matca în trusa Nicot și facem transvazarea cupolilor cu larve pentru creșterea măcilor în ramele portboci. Deschidem stupul. Să vedem ce-i pe ea. Avem larve de o zi. Mergem să punem cupolile în rama portboci. Mergem la umbră. Afară e cald, nu necesită să ne ducem în încăpere. Avem rama portboci cu leaturi rabatabile. Începem să scoatem câte o cupolă și o așezăm la locul ei. Pe fund se văd larvele. Se face lucru foarte repede. Le punem pe toate, apoi mergem să le punem la familia starter. Suntem și la familia starter. Introducem leațurile cu forboci. În fântânița care am făcut punem unul. Într-o fântâniță. Și într-a doua fântâniță un leaț. Atât pentru astăzi. Peste câteva zile vedem câte boci au luat în creștere familia dată.